Direct din Israel. Am alături de mine pe domnul Hezi, colegul Hezi, unul dintre ghizii pe care cu siguranță o parte dintre dumneavoastră i-ați avut atunci când ați vizitat Israelul. Deci vorbim din nou despre tot ce înseamnă acest eveniment din 7 octombrie 2023, pe care deja o numim Sâmbăta Neagră, care este un eveniment fără precedent în istoria lumii până la sfârșit. Și ce anume putem să spunem, să răspundem la întrebările dumneavoastră și mai cu seamă să înțeleg de la colegul nostru, domnul Hezi, unde a fost în această dată și ce înseamnă acest eveniment și aceste evenimente pentru familia sa. Bună seara, Hezi! Bună seara, Alina! Bună seara, România! Îmi pare tare bine că vorbesc puțin la român, că de acum îmi lipsește. Două săptămâni de acum stau acasă fără pelerin. Eu sunt ghiz de român în Israel și poate mă cunoaște câțiva din astea. Și chiar să știți că 10, poate mai mult de 100 de români de acum au apelat și au rugat dacă totul e bine, s-au interesat. M-au invitat să vin în România, să vin să... Dar nu ne frică, în păcatele noastre trăim așa de acum 75 de ani. Eu am venit în Israel înainte de vreo 63 de ani, când am avut 5 ani. Oh, dar de unde? Din România. De unde din România? Eu m-am născut în București. Oh, oh. Dar părinții sunt din Piatra Neamț. Așa că frumos. Deci vreau să spun că și Freddy, tot din Piatra Neamț. Exact. Părinții erau prieteni. E? Da, părinții erau prieteni. Uite, și copiii sunt prieteni. Noi ne-am cunoscut aici în Israel de la părinți încă și suntem astăzi amândoi ghizi. Ce frumos. Suntem prieteni tare buni. Ce frumos. Am fost și eu la armată de ajuns de ani și sunt și expert contabil, dar ultimii ani, vreo 13 ani, sunt de acum ghid aici de români în Israel. Și mă simt tare bine cu românii și eu sunt și român și izraelian. Am cetățenie, dublă cetățenie. Da. Bun. Spune-mi, te rog, data aceasta de 7 octombrie, Sâmbăta Neagră, unde erai tu? Dormeam. Adică de acum eram la Betlehem cu un grup. Iată. Deci munceai. Da, cu grup de pelerini, 50 de pelerini, simpatici, cu un preot. Bună, Țipros. Totul era superb. Era un pelerinaj ca în fiecare dată, tare bun. Bună, Georgeta. Și îmi telefonează deodată băiatul meu și îmi spune, ai auzit? Uite-te la telefon. Ne-a trimis rachete la ora 6:25 spre Israel. Bine, nu e ceva așa deosebit, dar m-am uitat și chiar, ca să auzi, mai trece jumătate de oră și aud alarmă că suntem vis-a-vis de Ierusalim. Aud alarmă din Ierusalim. 3 km vis-a-vis de Betlehem este Ierusalimul. Sunt cot cu cot acolo. Și am înțeles că nu e așa de bine. Dar rachete, suntem de acum obișnuiți, în păcatele noastre, trăim așa de mulți ani. Dar nu ne-a închipuit chiar ce ne așteaptă, până am auzit. Uite, scrie Georgeta acolo că ai fost manager la hotelul Dan. Da. Ei. Am fost un expert contabil de la Dan Hotels. Am fost și șeful de salarii de toate 15 hoteluri de la Dan. Dar tot timpul mi-a plăcut să fiu ghiz, că eu sunt ghiz în străinătate cu israelieni de vreo 55 de ani, cam așa ceva. Nu, 45 de ani, da. Și îmi place asta să fac asta. Și avantajul meu că știu românește. Și nu suntem prea mulți ghizi aici și mi-a plăcut tare mult și mă simt în oamenii mei când sunt cu români. Te simți acasă. Mă simt acasă. Asta este. Da, sunt israelian român sau român israelian. Tot una. Același lucru, da. Bun, deci hai să revenim puțin la ziua de 7. Da. Am spus mai înainte exact de unde este. Domnul este din? România, Piatra Neamț, București. Da. Exact. Am vizitat și la Piatra Neamț. Bunicii mei erau acolo în timpul ăla. Da. Și eu, la rândul meu, am fost tot cu grup. Eu eram în Galileea pe vremea respectivă. Uh-huh. Și țin minte că imediat după ce a fost alarma, noi am apucat să ieșim din hotel și am mers înspre Tabor, că asta era planul de dimineață. Aveau oamenii două nopți în Galileea. Partea de nord. După care aveau trei nopți pentru Iordania, ai mei. Și am ieșit din hotel
înspre Muntele Tabor cu grupulețul, era un grupuleț de 19 persoane. Vreau să vă spun că am primit imediat mesajul de la minister în care, ia zi. Da, trebuie, n-avem voie să ne plimbăm în Israel, e periculos. Dar să știți, am fost acolo la Bethlehem. Asta e zona palestiniană, unde ei dirigesc totul. Nu m-am simțit amenințat sau ceva. Am avut ziua aia, ne-am plimbat în zona de Bethlehem. Ziua era programată să fie așa. Deci așa v-ați imediat. Am fost la Sfântul Sava, Sfântul Teodosia, la Biserica Pastorilor, la Biserica Naștere, toate lucrurile. Am făcut totul normal și pot să vă spun că n-am simțit aproape nimic deosebit acolo. N-am simțit nimic. Dar ca să aud după aia de la un părinte care a fost în Bethlehem și a văzut cadavre pe stradă. Doamne ajută! Ce cadavre? Unde cadavre? Poate s-a uitat la televizor și a văzut în Gaza. Asta da. A văzut cadavre de israelian. Dar unde? La Gaza, 100 de kilometri de acolo. La Bethlehem nu era nimic pe străzi. Era liniște. Și nici în locurile turistice. Da? A fost totul. Asta era în ziua. Exagerări, da, exact. O zi după aia, dacă pot să continui, tot ne-am plimbat puțin la Bethlehem și am mers spre aeroport. Că oamenii erau puțin așa, nu speriați, dar erau îngrijorați. Ni se spune din România că s-a închis aeroportul. Oameni buni, aeroportul Ben Gurion nu s-a închis niciodată. Se întâmplă 5 minute să închide. Și nu e prima dată că aud că din România îi transmită, veniți repede, știi, de departe, de unde e de departe, se vede tare rău. Nu că e frumos ce era, dar era deschis aeroportul Ben Gurion, am ajuns, era mii de oameni în aeroport. Avionul a ieșit aproape la timp, oamenii au ajuns acasă, mi-au transmis că au ajuns cu bine și am terminat un pelerinaj full, întreg, cu toate lucrurile. Oamenii erau super mulțumiți. La câte zile au plecat după eveniment? Eu au fost cu Iordania, așa că era 8 zile. 6 erau la noi, 2 erau în Iordania. În ziua aia care au venit la Bethlehem, ei au ajuns din Iordania. Din Iordania. Și au mai avut doar încă o noapte și până au plecat. Noi am avut 3 nopți, care 2 nopți. Da, prima noapte s-a întâmplat la noapte și după aia am fost încă 2 nopți acolo. Și am făcut programul cum trebuie. Da, eram îngrijorat, nu pot să spun că nu. Corect. Că am auzit, nu erau numai rachetele și când am auzit ce se întâmplă. Și a luat vreo zi, două, până am înțeles mai bine ce s-a întâmplat acolo. Da. Păi avem câteva întrebări, da, și pentru că suntem în direct. Zice, uite așa, Georgeta zice, încă mai are 2 rucsacuri de la tine. A primit cadou. Și Kipros ne întreabă de ce este așa de scumpă viața în Israel și mi se par prețurile cam exagerate peste tot. Shalom, Ciprian. Da, adevărat, așa este. În păcate, Tel Aviv e una din orașele cel mai scump în Israel. Da, sau în lume. Da, ce pot să fac? Asta e. Noi câștigăm și mai mult în valoarea israeliană. Așa că prețurile sunt adoptate nu numai pentru turiști, sunt adoptați pentru statul nivelul de viață, care nivelul nostru de cât câștigăm noi. Așa că, da, pentru români e puțin scump, dar asta ce e? E păcat că așa este. Dar, tot Kipros întreabă, ce puteți să ne spuneți despre Eilat? Este un loc de odihnă? Da. Eilat este un mini Las Vegas. Adică nu este casino, dar multe hoteluri, tare departe de centru, cel mai sud de Israel, și e loc de vacanțe acolo și e tare scump în sezon. Dacă veniți iarna e mai ieftin și atunci e călduț, e bun acolo. Acum, în timpul ăsta, în noiembrie, decembrie, ianuarie, e un loc bun. Dar uitați, înainte de o zi au încercat palestinezi să aruncă rachete și acolo. Da, Ciprian zice așa, că aveți accentul lui Giovanni Becali. Mi s-a spus multe nume, arăt ca mulți oameni. Eu sunt un om normal. Georgeta zice că și a avut 2 grupuri în perioada respectivă. O cunosc pe Georgeta, am lucrat împreună. Și că niciunul dintre Georgeta turiști n-a avut. Bună, Georgeta. Da. Kipros, multe exagerări, da, din păcate asta este și fake news.
În Israel nu sunt prea multe resurse, iar prețurile sunteți mari. Nu au de ales. Afacerile se fac în alte țări. Mini Becali, mini-mi. Întrebarea de la Chipros. Există aeroport în Eilat? Sigur, da. Sunt zboruri speciale, nu cred că din România. Din Scandinavia sunt iarna zboruri care ajung din Scandinavia, din Suedia, din Danemarca, ajung direct acolo, prețuri tare bune și hotelurile atunci sunt prețuri mai bune. Dacă nu este sezonul, nu sunt ajuns camere. Problema este că nu sunt ajuns de camere de hotelier în Israel. Că dacă erau încă vreo 10.000, prețurile se dădeau jos. Asta e totul. Spațiu limitat avem. Da, dacă mulți vreau să vină și noi, prețul e... Mari zice că Eilatul a fost construit de mulți români înainte de Revoluție și imediat după. Eilatul? Da. Nu cred că Eilatul, nu. Dar pot să vă spun că mulți clădiri, ai știți că au venit aproape 1.000.000 de ruși aici în anii 90, când s-a deschis poarta de fier. Da, corect. Da. Și au venit aici 1.000.000 deodată, într-un jumătate de an. Și ne trebuia mulți oameni să lucreze la clădire. Și erau mulți români aici în Israel. Au câștigat frumos, câștigat mult. În bani israelian, care în România e enorm de mult. Și au lucrat tare, au avut un nume tare bun aici. Și la mine în casă, unde eu am clădit, și la mine au lucrat români, oameni simpatici, ca pelerenii noștri. A voi. Zice așa că credeam că sunteți actor prima dată, pe urmă zice Mari, că au fost din Timișoara, de la Constructim. Probabil o companie care a făcut aici, da. Și pe urmă zice Chipros că marea majoritate a hotelurilor au fost construite de constructorii României. Posibil. Eu știam că, de exemplu... Nu știu, fiecare hotel, chiar de unde. Da. Deci eu știam, de exemplu, că mall-ul pe care îl avem în față la Poarta Jaffa, cel mai cunoscut mall, mall-ul Mamila, 100% construit de români. Dacă e construit bun, e de români. Eu exact. Pot să vede că era un muncitor super serios, bun. Serios. I-a avut un nume tare bun aici în Israel, așa că aleluia, da, pentru exact. România. Corect. Și pentru că mai avem câteva întrebări din celălalt live, am să le citesc și să răspundem la ele. Okay? Cu plăcere. Avem pe doamna Nicoleta, care a lăsat... Deci, cei care vedeți materialul în reluare, vă rog frumos lăsați comentariul și întrebările dumneavoastră jos în comentarii sub material. Și noi o să vă răspundem, ok? Fie în text, fie la următorul live. Cu plăcere, am mult timp acum. Prea mult timp. Exact. Liber. Așa, bună ziua. Deci Nicoleta întreabă așa. Bună ziua. Puteți să-mi răspundeți cum era orașul vechi și orașul nou în vremea lui Iisus Hristos? Evident, se referă la Ierusalim. Era aici o țară iudeă. Sau astăzi, în numele de astăzi, Israel. Erau evrei aici, erau și neamuri în chipul, cât că arăt așa mai bătrân, dar nu eram în timpul ăla, da? Așa că... Și erau toți iudei aici. Când Iisus era luat la ultima săptămână la Ierusalim, când a venit pentru ultima săptămână la răstignire și totul, era timpul de Pască. Și atunci au venit toți evrei ca să aducă jertfă la templu. Așa că toți erau evrei, au venit la templu, erau evrei, dar erau și neamuri. Aici au trăit împreună toți fiii lui Abraham. Corect. Și noi, și arabii de atunci, cine erau atunci. Așa că era o cetate ebreiască, dar cu locuitori din toată lumea, ca astăzi. Dar nu cred că aveam conceptul în acea perioadă de oraș nou și oraș vechi. Deci n-aveam. Exact, era un oraș mic. Era ceva mic. Ce e astăzi orașul vechi? Un kilometru pătrat. Asta e ce era Ierusalim în timpul lui Iisus. Drumul Crucii. Exact, atât. Asta da, e tot. Cam asta ce era. Da. Restul era în afara cetății. Da, exact. Ia zi tu un pic și vă rog să fiți atenți la răspunsul ăsta, că asta întrebare o pun pentru voi. Când s-a ieșit în afara zidurilor cetății? Deci țineți minte întrebarea. La mijlocul de secolul al XIX-lea. Atenție! Până atunci, toți erau închiși într-un kilometru pătrat cu
kilometru pe kilometru, toți erau închiși acolo în Ierusalimul vechi. De ce? Erau frică noaptea. Noaptea sunt 8 porți, erau închise toate porțile și nimeni nu ieșea, nu intra și atunci erau mai liniștiți. Erau frică să fie în afară, că erau telhar pe acolo. Exact. Și că atunci a început, cam 1850 și ceva, cam exact. Așa ceva. Bun, între timp, hai să, că au mai fost câteva întrebări. Are un vecin bulgher care a lucrat în Israel. Super. Tot Chipros întreabă, hotelurile din Tel Aviv au all inclusive? Este de toate. Nu, all inclusive nu. Poți să ai BB, deci bed and breakfast, adică micul dejun. Poți să ai demi-pension sau pension. Majoritatea vin cu BB, adică numai cu mic dejun. Cu colațiune. Mai degrabă all inclusive găsim la Eilat, unde este regim și de resort, un hotel maxim. Da, da. Unul da. Singur dacă găsiți, în rest e prea scump. Ajunge mult. Nu e Turcia aici. Nu, da, Turcia. Nu este Turcia. Noi mergem la Turcia. Nu, exact. Și păcat, pentru că bucătăria israeliană este atât de variată și atât de bogată, da, încât da. E păcat să fii blocat într-un hotel. După deci micul dejun trebuie să mergi să te culci la Eilat, că mănânci așa de mult, că e puțin din fiecare lucru și de acum da. Ești plin. Ok, cu drag. Acum, spune-mi, te rog, ce evenimentul ăsta, războiul, care a început pe 7 octombrie, ce înseamnă asta pentru tine, pentru familia ta, pentru cunoștințele tale, pentru rudele tale? Cum sunt simți aici, asta? Sunt aici în țară din anii 60, în 1960, adică sunt vreo 63 de ani aici. Și aici, în Israel, de acum vreo 100 de ani, în păcatele noastre trebuie să trăim cu sabia în mână. Toți băieții când ajung la 18 ani merg pe 3 ani la armată. Eu am fost 6 ani la armată. 3 plus 3 ca meserie. Și mai rămâneam poate, da. Cum m-am întors și eu m-am întors. Și în timpul ăsta am trecut războiul de Yom Kippur, de 73, când ne-a atacat în surprize Siria cu Egiptul. Am trecut încă 2-3 războaie cu Liban, adică nu Liban, Hezbollah care sunt acolo. Toți aia care iranienii le ajută să vină aici în prăjurimea noastră să ne atacă. Așa că, în păcate, noastră nu e ceva nou. Și până a venit acum 7 octombrie, încă un dezastru al nostru. Mă scuzați să spun, ne-a prins cu pantalonii jos. Nu vreau să spun cu chiloții tot, dar ne-a prins cu pantalonii jos. Și toți mă întreabă și pe mine, dar cum se poate armata asta de Israel, cea mai bună, cu inteligență, cu... Da, ne-a prins, suntem și noi numai oameni și când facem odată o greșeală, noi nu avem să greșim prea mult. Dacă greșim odată prea mult, noi suntem în apă, în Marea Mediterană. Dacă înotăm bun, putem să trecem Mediteranul, Bosforos și să aducem la Mamaia. Dar avem numai un... Asta e locul nostru și nu putem să... Ne dădem. Niciodată. N-avem voie. Odată e prea mult. Ne-a lovit. Ce să facem? Da? Acum așteptăm și noi să terminăm problema cu Hamasul. Și avem din partea de nord. Toți sunt iranieni. Toți sunt din partea Iranului. Și să înțelegeți, Iranul este vreo 3000 de kilometri de aici. N-avem nimic cu ei. N-avem granițe. N-avem nimic. Aici războiul nu este de teren. Aici e războiul de religie. Sunt musulmani extremiști. Coranul e o carte bună. Scrie lucruri bune, cum este creștinismul, cum sunt toți monoteismul. Dar problema este că ei traduce, cine traduce lor, traduce islamul într-o... Cum era ISIS, toți ăștia, e ceva normal. Uitați-vă în Europa ce se întâmplă. Nu știu, probabil nu în viața mea, dar nu știu ce a să fie încă câțiva zeci de ani. Când vin așa de mult musulman, în Paris, în Londra, vreau să văd poliția intră într-un loc unde sunt aia musulmanii aia. La mijlocul de Europa, Germania. Da. Ce ar să fie? Nu știu. Habar n-am, fiecare din ei 5, 6, 7 copii. Ei se fac extremiști mai mult și mai mult. Și nu știu cum a să, cum a să solvați voi în toată lumea asta. Da. Uitați, iranienii vreau o bombă atomică. Ați auzit așa ceva?
Ea care spune de dimineață până vrem să lichidăm Israelul. Să le terminăm. Acum, o rachetă de a lor ajunge și până în România. Și încă vreun an, doi ajunge și până în Paris, și până în Londra, și până în America, în toate locurile. Am văzut o declarație la un moment dat. Cine poate să dea voie la așa oameni? Intră în teatru, în Paris, și opresc acolo sute de oameni și le omoară câțiva din ei. Barbarii sunt încă buni lângă ei. Georgeta. Auziți, unde ați auzit voi, mă scuzați, nu nimic, zi. Unde ați auzit voi, la care război, 30 de copii răpiți? 30 de copii de la vreo 9 luni până la 16 ani. Copii. Unde s-a răpit copii în toate războiile care le-au în lumea? În niciun loc. Vreau să vă arăt aici o poză, uitați-vă aici un minut. Asta. O fată de 12 ani. Imediat am să povestesc despre ea. Te rog. Și ea cu mama ei aici. Ea locuiește aici lângă noi. Este o bună prietenă de nepoata mea. De nepoata mea. Și a mers să viziteze în sâmbătă aia. A fost acolo la cineva, a vizitat. Și au răpit-o. Copii! Nu știu, nu s-a arătat la televizor, dar noi știm. S-au legat copii acolo și oameni și s-au dat foc la oameni legați. S-au împușcat părinți, o familie întreagă de 5 le-au împușcat în cap. Asta este război? Asta este barbarism? Stă unul și povestește, tata, am omorât acum evrei, am omorât evrei. Numai de crezut de asta, ce fel de oameni avem în lume? Se poate așa ceva? Din păcate. Și nu trebuie să fim ipocratițe. Ce sărați. Ei au adus asta pe ei. Ei au avut în 48, au avut un stat lângă noi. S-a dat de la unul, stat lângă noi. Au refuzat, noi nu. Au pierdut puțin teren. 67 ne-a atacat încă o dată. Au pierdut încă o dată Cisjordania. Ierusalim odată era tăiat în doi. Până 67, război de 6 zile. Da, pentru că și acum au pierdut, asta se plâng. Fiecare dată, acum fac un război, mai pierd și Gaza, pierd și viață. Dar de ce? Unde sunt liderilor? În 2008, 2005, aproape, i s-a dat totul aproape înapoi lui domnul Arafat. Domnul Arafat. Da. N-au primit. E vreo un lucru. Să ne vadă pe noi vest de la coasta Marea Mediterană. Să fim în apă. Da. N-a să se întâmple așa ceva. Și cel mai de la stânga la noi, care sunt pro-palestinieni, când au trecut acum ce s-a petrecut, ei nu mai vreau să audă despre asta. Da. Dezastru ce s-a întâmplat aici. De mod umanic. Nu e dezastru de Israel. E păcat. Pe aia care au omorât, un păcat mare. Dar nu e normal ce s-a întâmplat. Exact asta a întrebat și Georgeta. Să comentăm puțin despre relațiile interumane cu palestinienii din Betleem. Relațiile noastre au fost mereu foarte bune. Da. Mă simțeam tare bine la Betleem. Prietenii noștri. Da. Și până astăzi sunt sigur că n-am să ne întoarcem acolo. Sunt și din ei. Oameni care, să știți că mulți din ei care sunt mai raționali, sunt creștinii de acolo. Creștinii. Da. Și noi lucrăm mult cu creștinii acolo. Ne primește tare frumos când venim acolo. Suntem bine primiți. Și când te întreabă pe stradă acolo, de unde ești? România. Ah, welcome, welcome, welcome. Dar sunt extremiștii care distruge totul. Da. Sunt sigur că să ne întoarcem și suntem prieteni. Și am mulți acolo care mă cunoaște și eu le cunosc și suntem prieteni. Și sunt sigur că și astăzi condamnează ce s-a întâmplat acolo. Da. Da, ne uităm la alții care barbare, alții, asta e problema. A mai fost o întrebare că de ce nu spunem ce a făcut Israelul timp de 70 de ani palestinienilor din aceste zone. Și unul dintre răspunsuri pe care mi-am permis să-l dau, cu siguranță, niciodată Israelul nu a făcut ceea ce s-a întâmplat în 7 octombrie. Niciodată. Când odată un copil, mai ții minte asta, un copil în Gaza undeva, s-a ascuns cu tatălui și erau împușcări prin amândouă părțile. Dar uitați, când era
în 1989, revoltul în București, au omorât și inocenți, oameni inocenți acolo. Când împuști, împuști. Și un copil s-a ascuns după tata lui și le-au acuzat pe noi că la urmă s-a găsit că nu noi am omorât copilul. Dar și noi am spus, nu se poate. Noi, să știți, armata israeliană este un din cel mai atenți de civil. Toate astea. Nu ne-a spus înainte de vreo 3 zile, noi am lovit spitalul. Și imediat toți, CNN, BBC, oh, israelian. La urmă ce era? O rachetă care ei au trimis pentru noi și a greșit și a căzut jos. Și la asta suntem acuzați. Totul. Stai puțin că nu-i gata. Imediat după aceea, acuzația vis-a-vis de biserică. Aha, biserica, da. Care la fel. Biserica nu e, care există și mai stă încă acolo. Deci, dragilor, strategic vorbind, acestea sunt punctele unde ei își pun comandamentul, unde ei își depozitează armele alături de aceste puncte strategice. Sub spital, astfel, exact, sub spital. Astfel încât să fie protejate. Și da? Nu și bombardăm cât că știm că este din acolo. Păcate, jos. Din păcate. Până să ajungem acolo și să intrăm și le găsim acolo. Da. Dar noi avem clar, nu se atinge spitale, nu moschee, nu biserici, nu sinagogi, nu femei și... Știți de câte ori piloți stăteau sus și vroia să aruncă o bombă, să omoară cineva important pentru noi și n-au aruncat că au văzut că sunt acolo copii. Au tras atenția că sunt copii și n-au lovit. Nu cred că este un loc mai... în lume care are grijă de copii și de femei și de... civil ca Israelul. Și când America a atacat Afganistan sau Irak sau toate astea după 9-11, da, nu s-au lovit și civil? Sigur că da. Bomba nu știe exact cine e. Noi nu căutăm civil. I-am spus acum la ei la Gaza, vă rog, mergeți toți la sud, treceți exact acolo, râu acolo, nu atingem acolo. Stau acolo în drum. Hamasul și nu e de voie să treacă acolo. Am postat. Noi nu vrem să atingem nici unul care e nu vinovat. Nici unul nu vrem. Pentru ce? Nu avem niciun interes. De-aia încercăm să spunem, lăsați casele. Mergeți în pace. Cel mai clar care se poate spune. Se spune la televizor, se spune prim-ministru, toți spun. Dar ei stau în drum și nu dau voie să treacă. De ce? Human shield. Se ascund după oamenii ăștia. După oamenii inocenți. Și povește în toată lumea. Israelieni. Auziți, mai rău de ce ați văzut voi. Eu nu știu ce ați văzut voi în România. Nu s-a arătat și totul. A venit ziariștii, erau să cadă acolo pe jos când au văzut ce s-a întâmplat. Da, i-au pus într-o sală, le-au luat telefoanele și le-au pus toate înregistrările pe care le-a recuperat armata, fie de la camerele de supraveghere de la mașini, fie de la camerele teroriștilor pe care i-au prins. Toate aceste raw image, imagini, ca să vă spun așa, foarte directe și clare, le-au arătat ziariștilor. Un singur lucru au spus așa, avem și dovezi de viol, dar nu vă putem arăta. Și o doamnă chiar spunea, cum este posibil să se întâmple lucrul acesta, astfel încât picioarele fetei să nu se mai poată strânge niciodată înapoi. Da. Au mers la noi, sunt din aia care când se moare, ei, cine moare, vine religios și aia care sunt așa, și scopul lor este să ia cadavrele, să le mormânteze. Zaka. Să ei vede cine e. Neutralizare, sau cum da, zice. Și... Da, mă scuz. Și le ia la mormânt. Erau câțiva din ei, au intrat acolo și erau să leșine acolo de ce au văzut ei. Lucrează la asta 34 ani. În viața lor n-au văzut așa ceva. Trebuiam să le scotem afară și numai cine era de ajuns de să poată să reziste ce s-a văzut. Eu sunt sigur, dacă intram acolo, leșinam. Și eu vă spun, 99% din oamenii ca voi, sau ca noi, normal, dacă vedeau așa ceva cu ochii lor, cadavre arse, închiși cu așa și ars cu foc. Da. Mamă cu care ține așa băiatul și amândoi morți. Da. Numai de crezut de asta îmi trece un tremur în toate. Ăștia sunt, nu animale. Animale mănâncă.
unul pe altul, pentru mâncare. Ăștia este numai ca să se omoară. Da. Și minciuni care povestesc la stânga și la dreapta. Oameni buni, noi trebuie să deschidem și noi puțin capul. Asta e psihologia ce fac ei. Nu este așa. Nu este așa. Unul după altul arătăm cu un minciun. Da. Uite, stătem aici înainte de vreo două ore. Am avut alarmă aici. Eu sunt vreo 100 și ceva kilometri din Gaza. În ce zonă stai în Israel? În zona lângă Tel Aviv. La ce distanță de Tel Aviv? La 30 de kilometri, 20 de kilometri. Da, deci în zona metropolitană de la Tel Aviv. Ieri am avut alarmă, astăzi înainte de două ori. Mă, nu avem panică, am aici în casa mea un adăpost. Cum arată? Acolo. Putem să-l vedem? Nu, e totul acolo. Acolo e locul unde eu șed, mai bine să nu vedeți. E închis, e cu geam de metal, este cu ușă de metal. Și închid ușa, aștept 5-10 minute și ies afară. Adică n-am o frică. Da, așa. Și bune, și nepoții mei de acum. S-au obișnuit, am făcut asta ca un joc. Noi avem un joc, nepoți de 5 jumate ani. Noi trebuie să ne ascundem la timp pentru să nu ne prinde. Așa e jocul nostru. Când aude alarmă, vin repede, merge, nu în panică, nu nimic. Închidem, ieșim 5-10 minute. Și mergem înainte. Da, dar vezi că i-au vânat inclusiv în mamadele astea. A, ce s-a întâmplat acolo. Și, da. Nu se poate să se întâmple așa ceva în secolul 21. Da. Nu se poate. Asta era înainte de 2000 de ani așa ceva. Da. Și ăștia care vorbesc în numul de islam, ăsta nu este islam. Islam e bun. Asta ce fac ei, e terorism clas. Da, ăsta e genocide ăsta. Da. Asta ce este. Și, din păcate, bună seara tuturor, Mihaela, Daniela, Ileana, Georgeta, Mari, Cornelia. Mulțumim pentru toate mesajele de încurajare și mulțumim pentru prezență. Da, într-adevăr, este trist ce s-a întâmplat și, din păcate, cu tristețea aceasta trebuie să ridicăm capul sus și să mergem mai departe. Și asta. Să sperăm să fie ultimul război, da. Cine știe? Da. Asta ce e. Da, așa este. Mulțumim. Întrebare de la Kipros și cei de la festivalul ăla acolo, foarte mulți tineri au fost împușcați. Vreo 300. Da. Copii de 20 plus până la 40, că au venit la un festival de pace. De lumină pace. Și bucurie. Mai mulți erau de stânga, adică aia care sunt pentru palestinieni. Ei vreau să facă stat pentru palestinieni. Au dansat în sală. La 6:30 au văzut rachete. Ați spus, bine, trebuie să împachetăm. Da. Și când erau să iese de acolo, a venit zeci de Hamas din ăștia. Și stăteau așa și cu arma și atrăgeau în ei. Parcă este la un show. 300. După aia, ați văzut probabil la televizor, mașini stau și din fiecare mașină iese un corp. Au oprit mașinile și vine de la un metru și le împușcă. Da. Mai rău de animale. Da. Asta facem acum contul cu ei. Ăștia nu sunt oameni ăștia. Da. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, nu aici, nu în Europa, nu în Asia și nu în Africa. Da. Ăsta nu e oameni. 1400 de, peste 1400 de oameni care au murit până acum. În fiecare săptămână zi auzim încă 100. Câți ostatici avem? Aproape 300, 260 și ceva, nu? Atât 220 ceva în fiecare zi se spune, altul număr, nu se știe exact. Doar ei, unde este Crucea Roșie? Unde este aia care vine din Geneva? La noi stau acolo, are televizor la închisoare, are totul, are mâncare 3 ori pe zi. La noi nici nu vine cineva să viziteze acolo, să spune numele cine este acolo. Asta e sistemul deci, 200, de la Hamas. Da, 200 și ceva de familii au fost înștiințate că membrii lor sunt acolo ținut ostatici, de restul nu se știe, așa cum spune Hezi, în permanență aflăm noutăți. 1400, peste 1400 de oameni care au fost executați. Și mii de răniți. Mii de răniți. Spitalul mai sunt pline cu răniți. Kipros întreabă, foarte mult ostatici, sunt și din Occident, plus evrei. Da. Sunt care are dublu cetățenie.
Da, printre și care cred că și un român ceva parte, mi se pare. Vreo 5 sau 4 se sau poate. 5 la sunt germani, sunt americani, sunt englezi, francezi. Da, din păcate. Și copii. Și întrebarea, țin minte că cineva a pus asemenea întrebare. 1. Cum și când crezi că ostatecii aceștia vor fi eliberați? Și 2. Cât va dura războiul? Deci astea sunt două întrebări cheie. Nimeni nu știe asta. Și la televizor, când ne vorbește prim-ministru sau toți aia care sunt cel mai mari, nimeni nu știe. Știm numai un lucru. Am trecut de vreo 10 ore epizoda asta. Să știți că fâșia Gaza este ca o țară. Noi nu intrăm acolo. Nu este un picior de un evreu acolo. În afară de răpiție. Așa că noi le-am eliberat de acolo 10.000 de israelieni care locuiau acolo. Ne-am deci bătut cum, au fost, cu cum au fost eliberați? Au fost scoși din case? Ha, cu 1-1. Cu 1-1 armata a venit și le-au scos și s-au scuipat pe aia de armată și pe polițiști. Frații noștri le-am scos cu forța de acolo. Au avut case frumoase, au avut agricultură. Gaza poate să fie un oaz. Primesc bani acolo din toată lumea, din Europa, din America, de la UNRWA, de la UNO. Ce au făcut ei cu banii? Armamente. Rachete se aruncă contra noi. Cum nu aruncă pe bază militară, aruncă unde cade, cade. Cine are noroc, bine, cine nu, nu. Din păcate. Da. Asta ce e. Îi dădem țevi de apă ca să roagă acum de apă, nu îi dădem apă, așa spune. Îi dădem țevi de apă, ce fac cu astea? Baza de rachetă. Da. Da. Atunci ce poți să spui? Ce poți să spui? Da. Cu mașinile care au intrat la noi, au rugat ca să-i dădem, că astea e mașină de muncă a lor. Da. Mașinile care se vede, ele albi, care au umblat pe străzi la noi și omorau la dreapta și la stânga. Din păcate. Da, un mare păcat ce s-a întâmplat. Bună seara, Daniel, bună seara tuturor, Viorica, Georgeta, Daniela, Cornelia, Mari, Mihaela, Ileana Baltă, Cornelia, dragilor, vă mulțumesc, Ciprian. Uite, Cipros întreabă din nou, Egiptul, de ce nu-i ajută pe acești palestinieni? Nimeni nu le vreau. Nimeni nu le vreau. Nimeni nu le vreau. Toate statele arabe să țin tot timpul să fie aici, să nu fie la ei. Nu iordanezii, nu le vreau. Nu egiptienii, nu le vreau. Qatarii dau bani, dar nu le vreau acolo la ei. Nimeni nu le vreau. Am postat recent pe, cred că am postat și la comentarii, la comunitate, pe canal, am postat exact un studiu al unei universități, un institut, care vorbește exact despre această situație a Egiptului și povesteau exact că imediat după formarea statului Israel și după crearea tratatului de pace cu Egiptul, Egiptul a blindat Rafa. A scos afară 70.000 de oameni și a lăsat un kilometru distanță tampon de la granița cu Gaza pe propriul teritoriu și a, nu numai că a blindat, ce înseamnă a blindat, un zid înalt de 6 metri și în pământ încă 5 metri și a inundat toate canalele, pentru că toată Gaza, hai să o spunem, este încă un oraș subteran cu toate canalele și toată infrastructura pe care ei au creat-o de desubt. Și în felul acesta, Egiptul vrea să rămână neutru. Este prima graniță recunoscută internațională a Israelului printr-un tratat de pace și prietenie pe care Egiptul vrea să-l păstreze în continuare cu Israelul și vor să rămână neutri. Nu vor să fie... Nimeni nu le vreau. Asta e răspunsul. Sunt pentru Hezbollah, Egipt. Hezbollah un Liban. Liban, Beirut, era odată Paris de la răsărit. Ce s-a făcut din asta? Dizastru. Cine a făcut asta? Palestinieni. Ioana. Hezbollah, persiani, iranieni. Hezbollah sunt cei din nord. Aia din nord, da. Din, care din și ei ne amenințează. Liban, Siria, da? Da.
Doamna Daniela Pescaru întreabă așa: de ce nu intervine nimeni dacă Hamas a pus tancurile și mașinile în calea lor, celor care vor să plece? Tancuri n-a pus, că n-are. N-au tancuri. Cine să intervine? Asta vreau să spun și cine? Cine? Știu că astăzi era spus la televizor că avioanele noastre au atacat posturile alea care stau acolo, care oprește blocajele astea. Dar știi ce e un blocaj? Stă o mașină cu trei cu mitraliere și nu le dă să le ia pașaportul, buletinele, și nu le dă să treacă. Și le ia cheile de la mașină. Da, ia cheile de la mașină. Spune plecați de aici. De ce? Ca să fie acolo. Ca să poată să se plângă că le-au omorât. Să se ascundă după ei. Da. Și după aia cine e vinovat? Noi. Adică noi nu avem nimic. Noi avem voie numai să ne omoară și noi trebuie să stătem după aia așa și ok, nu putem că nu cumva să omorăm un civil. Da, din păcate. De acum o săptămână îi se spune la tot civil: lăsați Gaza, mergeți în sud. Cine nu lasă, riscă viața lui. Asta e. Noi, scuzați-mă, noi am de acum eliberat zeci de asajamente a noastre care erau 5 km, 7 km de la granița de Gaza. Așa și de la gradița de nord și le-am pus în hoteluri. Nu avem acum turiști, ei sunt acum în hoteluri. Da, da, noi avem grijă de populația noastră. Ei nu, ei contradis. Ei ajung cu oamenii lor să le pune acolo pe inocenti. Sunt oameni săraci. Dar ei au votat pentru ei. Nimeni nu deschide gura acolo. Da. Noi am făcut pace, ultimele, un fel de pace cu ei. Ultimele alegeri au fost în 2007, cred. O dată și prea mult. Și după aceste alegeri au scos toată viața politică și i-au mitraliat. Și da, n-au mai fost alegeri de acum. Au omorât unul pe altul și le-au alungat. Adică tu faci cu cineva o înțelegere, păcate, ceva, și mâine vine al doilea. Și când faci cu al doilea, vine al treilea. N-ai cu cine să vorbești. Asta e, ce să facem? Bună seara, Liliana Bența. Doamna Liliana ne întreabă așa: credeți în profețiile biblice din Vechiul Testament? Pentru că este scris că Gaza va dispărea, da? Și că va fi teren agricol acolo și că, mă rog, era vorba de filisteni pe vremea aia în Vechiul Testament. Filistinii nu sunt palestinieni. Filistinii sunt greci care au venit aici, n-are nimic să facă cu arabii. Mulți din palestinieni care se cheamă astăzi palestinieni sunt arabi care au venit din Egipt, din Damascus, din Iordania, au venit aici când erau aici englezii, în anul 1930 ceva, au venit să lucreze aici și au rămas aici. Ei spun, noi suntem aici de acum de mii de ani. Nu, ei sunt vreo 100 de ani, 50 de ani, 80 de ani. Mulți sunt, și vezi pe numele lău, nume scrie un loc care este în Egipt, locul lor, și la familie e scris că sunt de acolo. Vorba Iisus din Nazaret. Da, exact, același lucru și la ei. Așa că mulți din ei sunt povești. Dar cum să nu fie? Trebuie aici să ne împăcăm. Trebuie aici să împărțim locul ăsta. Să găsim soluția. Dar împărțim nu înseamnă că noi trebuie să fim eliminați. Nu ar să fie așa ceva. Și da, cel mai extremiști de noi de la stânga nu sunt de acord la așa ceva. Pescaru Daniela zice așa... vor să tragă de timp folosind civilii drept scuturi atunci când va intra armata israeliană în Gaza, dacă se va întâmpla astfel, având în vedere că lor le pasă de oameni nevinovați. De fapt, întrebarea este când va intra armata în Gaza, ținând cont că, uite, deja avem alarmă în zona centrală a Israelului. Da. Da. Tefania, zice Georgeta din Vechiul Testament. Acum se poate să avem și aici alarmă și nu trebuie să ne întrerup și să mergem în adăpost. Asta da, ce e. Așa trăim noi. Ce țară poate să trăiască așa ceva? Da, care deci... țară poate să trăiască? Granițele s-au schimbat în toată Europa și în România. Toți împrejurimii de România s-au schimbat. Toată Europa după două războaie mondiale s-au schimbat. Aici n-ai cu cine să vorbești. Aici trebuie de ajuns la ceva la mijloc. Deci, uite așa, nu, actualizarea. Peste 1400 uciși, mai mulți de 5400 de oameni răniți, 224 de captivi în Gaza, două persoane eliberate de Hamas luni, cetățeni israelieni. Deci și aia și israelieni, dublă cetățenie. Și doamnele alea primele, da, care sunt din Canada, cred că are America, dublă cetățenie, cred. Mm-hmm. Okay. Așa, cam așa ce am să deci... Dar nu e important ce, e important
Încă o dată, găsiți, vă rog, undeva în lume, arătați unde cineva a luat 30 de copii de 9 luni. Că sunteți nebuni voi? Și ai 30 de copii luat. Cum se poate? Femei gravide, femei de 80 ceva de ani care au trecut Holocaustul. Cred că nu mai trebuie să spun nimic. Uite, s-a auzit acum un boom. Două. Mai departe de noi două, dar alarma nu e în zona noastră, e probabil în zona de Tel Aviv undeva aici. Da, așa deci uitați-vă, așa arată aplicația de alarmă de la 18.04, da. Da? Toate sunt de la 18.04, tot ce vedeți aici. Astea sunt locațiile unde... Și când sună așa ceva, trebuie să intrăm în adăpost să așteptăm acolo. Asta e viața noastră. Să știți că avem o viață bună în Israel, la sfârșit. Avem o viață tare bună. Dar acum trebuie să, odată și la sfârșit, că am trecut așa ceva de multe ori, nu cu terorismul ăsta care era, nu mai putem mai mult. Data asta, poate să țipă toată lumea, trebuie să terminăm problema asta odată și la sfârșit. Pe 10-20 de ani, nu știu, să fie încă 50 de ani. Nu se poate de continuat așa. Nici o țară în lume nu poate să fie de acord cu așa ceva ce s-a întâmplat la noi. Nici o țară. Nici o țară arabă, nici o țară în lume, toți poate să învârte ochii până așa, nici o țară nu poate să fie de acord cu așa ceva. Americanii, când 3.000 de morți au avut la 9-11 acolo, în New York, au mers la un război mare. Nici o țară nu poate să tacă la așa ceva. Dragilor, încă o dată vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumim pentru prezență, pentru întrebări. În continuare, cine vede materialul în reluare, puteți să lăsați comentariile. În descriere aveți două formulare, unul pentru mormântul sfânt și celălalt pentru zidul plângerii. Dacă vreți ca numele voastre să ajungă acolo, puteți să completați formularele și am să fac un live și acolo. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, seară un minut, frumoasă. Mă scuzați, să mulțumesc la poporul românesc că primesc așa de bune mesaje de mulțumim acolo. Mulțumim că vă gândiți. Pelerinii mei mă iubește și eu le iubesc. În fapt, eu iubesc tot România. Eu sunt și român și israelian. Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Mulțumim. Mulțumim. Seară bună, dragi. La revedere. Numai bine.